În fiecare an, cu ocazia sărbătorii Sfinților Constantin și Elena, Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați sărbătorește. Anul acesta, conducerea facultății a premiat pe cei mai dedicați profesori, eminenți studenți și pe colaboratorii de tradiție a instituției. Evenimentul de astăzi este, de fapt, o minimă recunoștință pe care o aducem studenților, profesorilor și colaboratorilor noștri. În urmă cu 8 ani am imaginat acest eveniment, patron spiritual ai Facultății de Mecanică la vremea aia, Sfinții Împărați Constantin și Elena, tocmai pentru a avea un moment de sărbătoare în viața facultății, când putem premia excelența. Suntem o facultate de top în rândul facultăților din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați și nu numai. Sloganul facultății noastre este tradiție, competență, performanță. Tradiție întrucât facultatea a fost înființată acum 60 de ani. Competență întrucât avem un corp profesoral de elită. Și performanță întrucât studenții noștri sunt peste tot în lume, ceea ce înseamnă că Școala Galățeană de Inginerie are recunoaștere. 4 cadre didactice universitare au primit diploma Angel Salini pentru excelență, câțiva profesori au fost ovaționați pentru promovarea imaginii instituției, iar profesori de la alte facultăți și angajatorii cu care instituția colaborează, precum managerul ArcelorMittal Bruno Ribo, au primit mulțumiri pentru sprijinul acordat studenților. Diploma Opera Omnia pentru întreaga activitate de cercetare științifică a fost oferită în acest an profesorului doctor inginer Elena Drugescu. Este lăudabilă această intenție să se arate că învățământul are continuitate de la o generație la altă generație, că învățăm de la cei care ne-au învățat pe noi și avem datoria să învățăm noi pe cei care vin după noi. Mi se pare și îl felicit pe domnul decan Cătălin Ferecău pentru această frumoasă, foarte frumoasă zi pe care a oferit-o, atât nouă, cei care suntem în pensie, dar care mai avem activități cu doctoranzii în facultate, celor care sunt activi, cadre didactice și studenților care trebuie să se bucure și să vadă că a învăța este în primul rând pentru tine personal, nu numai o pregătire pentru viitor, ci o satisfacție că în proprii tăi ochi, în primul rând, crești din punct de vedere spiritual și profesional. Nu au fost uitați nici studenții cu rezultate deosebite în anul 2014-2015, cea mai bună studentă de la inginerie și participanții la sesiunea națională de comunicări științifice studențești Angel Salini, ediția a 7-a.